Prin rețeaua EURES a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă sunt disponibile anual peste 10.000 de locuri de muncă. Pentru mulți dintre români, a munci în străinătate este singurul mod pentru a avea un trai decent, de a-și cumpăra o casă, o mașină sau de a-și întreține copiii la facultate. În fapt, salariile oferite în străinătate sunt mult peste cele care le putem câștiga în România și aproape întotdeauna condițiile de muncă sunt mai sigure. Puțin se mai încumetă însă să plece să muncească printre străini, mai ales după experiențele nefericite ale multor români. Una dintre cele mai sigure rețele de căutare de locuri de muncă în străinătate este EURES, prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Aceasta este o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene, sindicate, organizații patronale, coordonată de către Comisia Europeană. Aceste locuri de muncă pot fi vizualizate pe site-ul www.eures.anofm.ro. Totodată, persoanele care sunt interesate a se înscrie în evidența agenției pentru a accesa un loc de muncă în străinătate pot merge la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, strada Lacului numărul 14, compartimentul EURES, unde consilierul EURES poate să de informațiile necesare. Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, prin EURES contractele sunt stricte și clare, neexistând pericolul ca angajatorul să nu-și respecte promisiunile, iar românul să ajungă de fapt sclav. Au existat însă destule cazuri cu persoane care au ales să plece prin diferite firme, nu prin EURES, peste hotare și ulterior și-au dat seama că nu era deloc așa cum li se spusese la interviu. La revenirea în țară, acestea au fost sfătuite să acționeze în instanță firmele respective. Câteva chiar au făcut-o și au câștigat dreptul de a primi banii specificați în contract.